În sondajul inițiat pe Instagram, pe tema de astăzi, mai ales pe tema revenirii, cât de des discuți despre revenirea lui Iisus, iată care sunt rezultatele. Aproape deloc, 15%, din când în când, 52%, foarte des, 26%, mă pregătesc serios, 7%. Poate cel mai interesant este acest contrast între 7%, pregătirea serioasă, și acel din când în când de 52%. Oare ce ne rezervă ziua de astăzi, invitația din Marcu capitolul 13? Un tânăr român, student la filozofie în Paris, în urmă cu câțiva ani, pe nume Grig, a împânzit Bucureștiul cu următorul mesaj scris cu spray-ul. Petrecere de pieton, pe ziduri, la metrou, pe geamurile magazinelor, în diferite zone aglomerate. Privește cerul. În timp ce unii erau scandalizați, exasperați de această insistență, altora le-a căzut bine. A fost ceva neașteptat și revigorant pentru sufletele lor. Adevărul e că în societatea aglomerată și sufocantă a zilelor noastre, tot mai greu ne găsim loc pentru un astfel de mesaj care să vină înspre trăirile și gândurile noastre. Dacă la înălțarea Domnului a fost nevoie de doi îngeri ca să-i trezească din visare pe ucenici, bărbați galileeni, hei, de ce stați și vă holbați la cer? Acest Iisus care s-a înălțat din mijlocul vostru va veni sau va reveni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Observați cât de obișnuită și surprinzătoare este această invitație. Acum, din cauza dependenței noastre de virtual și de cotidian, probabil că avem nevoie de o trezire din uitare. Bărbați și femei, de ce nu vă mai pironiți ochii spre cer, măcar din când în când? Chiar de ce? Ce vezi atunci când privești cerul? Pentru mine, cel puțin două elemente uluitoare. Frumusețea creației și frumusețea credincioșiei care va fi răsplătită. Bine, rob, bun și credincios. Confruntarea lui Iisus cu structurile religioase ale iudaismului de săptămâna trecută ne-a expus unei tensiuni insuportabile. Cum rezolvă, cum soluționează Hristos această tensiune? Simplu, printr-o tensiune și mai mare și mai asurzitoare. Marcu 13, 1-4. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui a zis: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri. Iisus i-a răspuns: Vezi tu aceste zidiri mărețe? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi, așezut pe muntele măslinilor, în fața templului, și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Observați întrebarea cârlig în care se agață tot discursul Mântuitorului din Marcu 13. Apogeul confruntării de data trecută este nimicirea templului și a Ierusalimului, tocmai judecata împotriva structurilor confiscate abuziv de la stăpân, ceea ce se întâmplă în anul 70 după Hristos. Dacă vă mai aduceți aminte, la moartea Domnului Iisus Hristos, în miezul zilei apare întunericul, cu tremurul de pământ, zice Matei, și semnele clare ale judecății divine, inclusiv sfârtecarea perdelei din lăuntru templului. Poate că de aici ar trebui să plecăm în investigația noastră astăzi. Și anume că
observăm această ispită la cei de atunci și poate și la noi de a fi furați de ceea ce izbește privirile. Și asta e primul lucru care ne confiscă atenția. Hristos ne invită să privim cu altă lentilă la sufletul lumii, la adevărata realitate pe care ne-o îmbie. Templul construit de Irod cel Mare nici n-a avut timp să îl definitiveze, dorind să intre în grațiile evreilor, urmând modelul marelui templu faimos făcut altădată de Solomon, început undeva 19-20 înainte de Hristos și, ca o ironie, finalizat în anul 64 după Hristos, doar cu câțiva ani înainte de a fi ras efectiv de pe fața pământului. Ce ironie! Fascinația oamenilor pentru clădiri e ușor de înțeles, mai ales dacă ne gândim la Domul din Milano sau la catedrala încă nefinalizată de la Barcelona, proiectată de Gaudi. Îs lucruri care îți stârnesc uimirea și înțelegi emoția, reacția ucenicilor în fața unei astfel de clădiri. Însă atitudinea lor, întrebarea arzătoare, nu face decât să întețească frământarea și discuția care urmează. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia. E varianta din Matei, capitolul 24:3, care un pic explicitează mai mult intenția pe care o vedem și în Marcu. Sunt două întrebări pe care ei le au cu privire la Ierusalim, la ceea ce urmează să se întâmple în viitorul apropiat și cu privire la venirea Fiului Omului și sfârșitului viacului acestuia. Mi-aduc aminte, nici nu mai știu exact în ce carte de-a lui John Stott am întâlnit lucrul ăsta, însă m-a ajutat enorm de mult în ce privește gândirea creștină. El spunea că orice perspectivă creștină robustă cu privire la lume și viață are patru piloni. Ceea ce știi despre creație, în al doilea rând despre cădere, în al treilea rând despre răscumpărare și în al patrulea rând despre glorificare. Cu alte cuvinte, dacă nu ai încredințări biblice, ferme, solide în cele patru domenii, oricând te poți rătăci. Cu alte cuvinte, nu ești pregătit pentru venirea lui Hristos, pentru viața aceasta și viața veacului ce va să fie. Puterea noastră de a rezista în fața intemperiilor și a problemelor, imaginea superbă cu care Hristos își încheie predica de pe munte, acel edificiu. Și știți ce spune finalul acesta? Fiecare dintre noi construiește ceva. Însă doar încercările și realitatea finală demonstrează dacă rezistă, dacă rămâne în picioare sau dacă se năruie în fața amenințărilor și avalurilor. Asta e invitația pe care Hristos ne-o face. Și fără cei patru piloni nu ai cum să ajungi la liman. Pe de altă parte, mă tem că voi dezamăgi pe unii dintre voi. Sunt convins că la un subiect ca acesta, revenirea, veniți cu așteptări foarte clare. Hai, spune-ne, frate, să te auzim, uimește-ne. Cu alte cuvinte, sunt niște așteptări precise. Oamenii sunt nemulțumiți, imediat te decuplează dacă nu le oferi date, precizie, aspecte de genul acesta. Voi încerca să vă împărtășesc felul în care citesc eu, felul în care simt că textul acesta din Marcu 13, pe care Hristos ne-l pune în față, ar trebui desfăcut, înțeles. Dacă am citit corect textul de astăzi, toată vorbirea Domnului nostru este jalonată de cele trei avertizări cu privire la a doua sa venire. Versetul 5, primele cuvinte după întrebarea ucenicilor: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Mai apoi, în versetul 9 și 23, reluat gândul: luați seama la voi înșivă. Poate că și în voi zace un pericol. Și 3, versetul 33, luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea.
Cu alte cuvinte, liniile directoare ca să putem capta, pricepe mesajul Mântuitorului și să nu fim duși încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, cum zice Pavel, îi să conștientizăm pericolul amăgirii, pericolul autoamăgirii și pericolul dezamăgirii. Pericolul dezamăgirii, imaginează-ți cât de dezamăgit e în momentul în care cineva ți-a făcut o promisiune și nu s-o achitat de ea. Dar în momentul în care asculți tot felul de vorbitori cu pretenții și se pretează la niște date hazardante. Observați cât de mare, cum te poate scrânti în credință o astfel de predicție, dacă nu știi să te raportezi corect și la ceea ce îți spune Hristos, la avertismentul pe care ți-l lasă, fii atent la problema dezamăgirii. Nu cred că există persoană care să nu se fi gândit în toată perioada asta, măcar o dată, la Putin și dacă va folosi sau nu armă nucleară. Observați cum războiul din Ucraina n-a făcut decât să adâncească anxietatea cu care ne-am confruntat și cu care ne-am trezit în perioada de pandemie. Și cumva, în contextul acesta, altfel citim, cu o atenție sporită, cuvintele, detaliile pe care Hristos ni le pune înainte. De ce le amintește de războaie și de vești de războaie? Păi pentru că pe fondul amenințării suntem cei mai vulnerabili la manipulare. Să fim fraieriți, să fim duși de nas, de unul și de altul, prin tot felul de lucruri pe care ni le livrează. Probabil ați remarcat creșterea exponențială, explozia de urmăriri pe YouTube în toată perioada asta despre a doua venire, despre fiară, despre toate semnele apocalipsei. Cum anumite momente din istorie generează o frenezie în căutarea asta. Nu-i rău ca oamenii să caute, dar cumva poate avertizările astea ne aduc o așezare, o liniște, exact cum am cântat. E un fior absolut incredibil să stai liniștit în peisajul ăsta în care simți cum structurile lumii se pot dezintegra la un moment dat. Și mesajul lui Hristos e cu atât mai valoros cu cât îți inspiră această liniște incredibilă. Probabil că ați văzut în textul de astăzi războaie, vești de războaie. Observați cuvântul vești, poate că are darul de a te alerta și mai mult decât ceea ce se întâmplă. Dezastre naturale, cutremure, foamete, tulburări, terorism, persecuții, urâciunea pustiirii, proroci mincinoși, pseudomesia, așa pretinși Hristoși, venirea Fiului Omului. Și Hristos spune răspicat și în versetul 6 și în 22, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți și vor înșela pe mulți. Cât de neliniștitoare sunt cuvintele astea. Vor face semne și minuni ca să înșele dacă este cu putință. Vă mărturisesc că m-am oprit aici și am zis, Doamne, chiar atât de serioasă e amenințarea asta, dacă este cu putință chiar și pe cei aleși. Observați cât de mare, cât de real, palpabil e pericolul despre care vorbește Hristos. Și atunci întrebarea e, care e soluția în fața amăgirii? Ce ar trebui să faci? Păi, antrenarea în arta discernământului. Să poți să-ți strunești gândirea, să-ți cultivi dreapta judecată, judecata sănătoasă. Dacă ar fi să adunăm într-un gând ceea ce vom auzi în continuare, pregătitor pentru demontarea unui astfel de pericol, este că unica soluție în fața măgirii îi formatarea minții după gândirea lui Hristos. E acea gândire, acele valori, acel soft la nivel interior care te scoate la liman, care îți oferă soluții, care nu te dezamăgesc la final. Nu că, așa cum spune Filipenii, n-ai putea trece prin momente de dezamăgire cu Dumnezeu. Ce înseamnă cu adevărat să prinzi rădăcini? Una din întrebările mele de ani buni. Cum ne antrenăm în arta discernământului? Iată răspunsurile pe care le găsesc. În primul rând, prin disciplină și reflecție personală.
începe cu tine. E responsabilitatea ta, e chemarea ta, e invitația ta, e problema ta într-un fel. Depinde cât de mult îți dorești tu. Nimeni din afară nu va veni să te învețe dacă tu nu ești deschis, dacă nu ești frământat, preocupat. În Evrei 5:14 există un verset: dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru cei a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare. Ăsta e primul lucru. Prin antrenament, prin întrebuințare. Cum îi într-o cultură în care încercăm să punem preț pe forma fizică, pe antrenament? Ce se întâmplă dacă îți propui o anumită rutină săptămânală și n-ai chef odată? Ai observat cum are tendința să te dea înapoi, să te tragă? La fel se întâmplă și din punct de vedere spiritual. Dacă nu-ți menții o anumită cadență, cum fac sportivii, inclusiv dacă e vreme rea sau vreme bună, își păstrează rutina respectivă. Și spune că la nivel interior, la acea formare și consolidare a obiceiurilor, ajută cel mai mult această consecvență și această consistență. Vedeți, noi de multe ori căutăm soluții rapide. Hei, hai spunem, 1, 2, 3. Căutăm rețetar, căutăm soluții simple, care să nu ne solicite prea mult. Convingerea mea e că, dimpotrivă, dezacordul. Cred că e un semn de sănătate mentală și spirituală în momentul în care auzi ceva aici care intră în dezacord cu ceea ce știi sau crezi tu. Eu m-aș bucura, Biblia pe care o citesc de la prima filă ne prezintă un Dumnezeu care în momentul în care apare problema, căderea, are două întrebări. Unde ești? Și a doua întrebare, cine ți-a spus că ești gol? Observați, până nu conștientizezi niște lucruri, nu poți să rezolvi, nu poți găsi soluții. Și exact la asta ne duce maturizarea. Biblia, Hristos, ceea ce citim, ne învață să căutăm noi soluții. Fiindcă în momentul în care cauți soluții, te împroprietărești cu adevăr, sunt convingerile tale. Vă întreb, ca părinți, de multe ori suntem în capcana asta, mai ales în cultura evanghelică, să dea bine, să iasă bine în fața celorlalți, poftim? Păi asta ne dorim cu adevărat. În momentul în care copilul pleacă la facultate, pleacă de lângă noi, să meargă exact în extrema cealaltă. Sau de la membrii bisericii să fie pe placul nostru în momentul în care suntem noi de față? A-ți forma convingeri înseamnă să gândești, să trăiești așa cum înțelegi lucrurile din Cuvântul lui Dumnezeu, formându-ți tu propriile obiceiuri și ritualuri care știi care te reprezintă și te ajută în relația cu Dumnezeu. Absența gândirii critice nu e de plâns în sistemul românesc în care spuși prea mult. Memorarea și are rostul ei, credeți-mă, din propria experiență vă spun. Dar gândirea critică, nu poți să te maturizezi fără să cântărești, fără să cumpănești anumite opțiuni. Vorbele Hannah Arendt sunt fabuloase. Gândurile nu sunt periculoase prin simplu fapt că gândirea însă și este o întreprindere periculoasă. Cred că a nu gândi este și mai periculos. Întotdeauna genul ăsta de mesaj în Biblie pe mine cel mai mult m-a ajutat, care mă ține în tensiune. Îți arată, într-adevăr, să începi să gândești o primejdie. Poți să faci greșeli, să ajungi la deducții greșite. Nu-i nicio problemă. Tinerii, copiii noștri, oamenii din biserică, trebuie încurajați. Să nu faci lucrul ăsta înseamnă să te expune unei primejdii mai mari. Și asta ne încurajează Hristos. Să te întorci cu adevărat la Dumnezeu nu înseamnă să îți lași mintea undeva la intrare. Convingerea mea e că apropierea de Dumnezeu cu adevărat te deschide spre adevăratele frământări ale vieții. Să vă dau doar două exemple, unul din Vechiul Testament. Pentru mine, cartea Eclesiastul a reprezentat o adevărată revelație când am studiat-o cu biserica. Când plonjezi în toate absurditățile și sfâșierile prin care trece un om care avea tot ce și-a dorit vreodată cineva pe pământul ăsta și care îi sfâșea de la un capitol la altul și nu știi dacă o scoate, dacă răzbește până la capăt. Și toată cartea, toate îndoielile, certitudine, absurditățile și problemele astea se izbesc de cele două certitudini la final. Moarte și judecată. Poți să gândești, să-ți pui orice problemă, spune autorul, spune Solomon. Câtă vreme, nu uiți, o să dai socoteală de viața ta și faptul că fiecare are un final. Apoi, ce să mai zicem de prologul Evangheliei după Ioan? O invitație uluitoare la dialog.
Gândiți-vă numai la subtilitățile dialogului despre care am discutat săptămâna trecută. Cum încercau să-l încolțească. Observați, Hristos are înțelepciunea asta și ne invită să ne înțelepțim, să nu cădem pradă la oricine. Ne invită, hai, răspunde cu da sau nu la anumite chestiuni. Există nuanțe, există subtilități și aspecte la care suntem solicitați. Prima provocare, să ajungem la întrebuințare. A doua, cuplată cu prima, mi se pare fabuloasă. Prin ascultare. Poate cel mai simplu lucru care ți se poate spune în sfera credinței. Citește-l pe Bonhoeffer să vezi cât de des se repetă mesajul legat de ascultare. Ascultarea de Hristos, nu declarația publică în închinare, te definește. Fiindcă acolo, în cotidian, în ceea ce faci, în provocările zilnice, alegerea ta de a asculta îți imprimă sufletului acea trăire de netăgăduit. Nu cred că există lucruri care să metabolizeze mai bine în sfera credinței cum o face ascultarea și care să ne ascută mai bine discernământul. Unul din versetele apropiate de inima mea, cele din 1 Ioan capitolul 2:3, și prin aceasta știm. Noi de obicei alunecăm în pericolul de a eticheta cumva gen informație. Când citești în Biblie, știm, se referă la convingerea interioară pe care o ai. Știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Acest dacă nu se referă la o simplă evidență, hai să văd, îl cunosc sau nu îl cunosc pe Dumnezeu, ci vrea să surprindă că în momentul în care tu asculți, în tine se produce o schimbare. Schimbarea care îți dă consistență, care îți dă putere, pe care ceilalți o sesizează. Vă întreb, de ce oamenii au citit imediat autoritatea Mântuitorului? Imediat, ori tresărit, că îi învăța diferit, nu cum îi învățau cărturarii. Păi e adevărat, era Fiul lui Dumnezeu, dar cred că mesajul central e că avea acea consistență interioară, simțeai că nu există disonanță între exterior și interior, între vorbele pe care le spune și faptele pe care le demonstrează. Fiecare cuvințel avea o greutate aparte. Mai mult decât atât, îl vedem pe Iisus Hristos într-o spiritualitate autentică și când stătea cu păcătoșii la masă. Este un lucru absolut cuceritor pentru mine. Era 100% Dumnezeu și spiritual și autentic când îți deschidea cuvântul și când stătea cu tine la masă. Ei, citind Evanghelia de o manieră ca asta, pur și simplu mi-a arătat cât de mult ne îmbogățește mesajul lui Hristos dacă îi dăm voie să ne picure, să pătrundă în inima noastră. Cred că cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru pastorii Via când vă rugați pentru ei e ca să trăiască ceea ce vă spun vouă. E foarte simplu. Oamenii imediat te simt. Oamenii au probleme. Dacă ceea ce vă prezentăm nu vine din viața reală, nu se va conecta cu dumneavoastră. Și din acea umblare și trăire existențială, învățăm să creștem împreună. În al treilea rând, prin dialog și controverse, prin deliberare. Am mai zis lucrul ăsta și merită reamintit. Cele mai importante doctrine pe care le avem și pe care le acceptăm, toate s-au format în focul discuției și a dezbaterii. Avem un canon pentru că un Marcion în prima parte a secolului al doilea și-a făcut propriul canon. Atunci biserica o trebuie să ia atitudine și a zis, bine, hei, care sunt criteriile după care acceptăm ce vorbește și ce nu vorbește Dumnezeu? Și în felul ăsta s-a ajuns la Sfânta Scriptură. Inclusiv doctrina despre mântuire din Fapte 15. S-a făcut multă vorbă, unii ziceau, trebuie să respecti ritualurile iudaice, să fii tăiat împrejur, să păzești legea lui Moise. Și Pavel zicea, nu! Împreună cu Barnaba și s-a iscat un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Îți dai seama câtă tensiune, câtă agonie a fost în dezbaterea, în conciliul ăla. S-a făcut multă vorbă. Și până la urmă ies la liman. N-ar trebui să ne fie. Anumite probleme au miză. Și ar trebui să te cerți cu cei din jurul tău în ce privește problema mântuirii, să o înțelegi bine, să o înțelegi limpede. Ce să mai vorbim? Fie că e vorba de Sfânta Treime, doctrină, discutat împreună, crezul, articol cu articol. Abia la sfârșitul secolului V, doctrina despre Sfânta Treime. Nu-i că oamenii ăștia au fost habarniși și n-or știut, ci pur și simplu nu s-au grăbit. Au avut nevoie de secole pentru că ceea ce au pus la nivel de articole de credință să fie bine așezate. Așadar, nu vă lăsați duși
de orice influență și anumite păreri. Sunt lucruri bine conturate și bine așezate în sfera credinței. Părerea mea e că ne temem de multe ori prea mult să spunem ce gândim, fie la nivel de grup, fie la locul de muncă. Dar fără lucrul ăsta vă veți pierde sentimentul de valoare și de utilitate. E adevărat, trebuie să o spui cu respect și cu prețuire lângă celălalt, dar spune ceea ce gândești. Asta activează sentimentul de apartenență la corpul social, la grupul care îți dă un fel de identitate, indiferent unde te afli. Și vei fi respectat și prețuit, chiar dacă uneori răstălmăcit de către cei din jurul tău. Atât de frumos, zice Proverbe 27:17, în traducerea fratelui Cornilescu, e așa, cu o tentă negativă, precum fierul ascute fierul, tot așa mânia unui om ascute mânia altui om. Dar în original și variantă din are o încărcătură mai pozitivă, mai neutră. După cum fierul ascute fierul, tot așa un semen îl face mai ager pe cel de lângă el. Ei, mi se pare genială varianta asta. Și întrebarea îi, bine, la biserică, la grup, cine sunt oamenii în viață care mă fac mai ager? Gândiți-vă mai ales la probleme legate de final. Deci nu înseamnă că n-ai voie să accepți alte păreri. Uneori faptul că altul are o altă părere te provoacă să te gândești, să vezi cum îi să îți elucidezi pentru tine lucrurile. Însă, fără dialog, fără această înfruntare sănătoasă, nu vom înainta. În al patrulea rând, în mijlocul unei comunități profetice, învățabile, prin atașare, fiecare dintre noi creștem într-o anumită comunitate. Avem nevoie unii de ceilalți. Ați văzut? Era o discuție foarte interesantă în Consiliul La Via, chiar în perioada pandemiei. Mă, o să mai vină oamenii la biserică după pandemie sau nu? Și părerile erau împărțite. Sentimentul a fost că în momentul în care le retragi cu forța un drept unor oameni, abia atunci îl vor regăsi și îl vor descoperi. Dorința, bucuria, exuberanța cu care v-ați întors arată că avem nevoie de o comunitate vibrantă de credință și trăire și cât de recunoscători ar trebui să fim Domnului pentru ea. Un exemplu foarte interesant, în secolul trecut a trăit un teolog foarte respectat în lumea Evanghelică, Carl Harry. Și în momentul în care a început să-și facă școala, a șocat pe toată lumea, el împreună cu niște prieteni, că au mers la niște școli liberale. Nu la cele care cumva țineau de parohie și de linia bisericii lor. Și a fost un șoc pentru cei din comunitate și pentru cei care au primit la studii, la doctorat. Însă ei au înțeles că uneori în medii de genul ăsta se face cu adevărat școală, arta argumentația, dezbaterea frământărilor lucrurilor. Și apropo, cele mai bune școli din mediul academic, creștin, evanghelic din America sunt fondate de cei care au fost cutezători și au apelat la exercițiul ăsta. Însă ce făceau ei? Care era ritualul lor? În fața îndoielilor, a relativismului, a problemelor pe care le întâlneau în cărți, la școală, unde studiau. Grupul lor, întâlnirea lor în care aveau dezbateri și reluau ceea ce au fost învățați, ceea ce știau din biserică, prin arta argumentației, au învățat să-și creeze așa mică comunitate care le-a dat putere să iasă la liman. Prețuiești comunitatea, oamenii pe care Dumnezeu i-a pus lângă tine, organismul viu. Trăim noi ca o comunitate încredințată de adevărul lui Hristos și deschisă să învețe în continuare. 5. Prin revendicare. Îmi place atât de mult cuvântul ăsta. Se referă la faptul că noi avem o moștenire de care habar nu avem. Marea problemă pentru generația tânără și pentru unii dintre noi să credem că am atins un punct în care nici nu mai e nevoie să ținem cont de trecut. Păi trebuie să citești confesiunile doar ale lui Augustin ca să înțelegi înțelepciunea și binecuvântarea și ce înseamnă să ignori anumite resurse incredibile pe care Dumnezeu ni le-a pus la îndemână. Ne-ați auzit în seria, mai ales mesajele despre disciplinele spirituale, venind în fața dumneavoastră cu unele discipline ciudate un pic pentru mediul evanghelic. Simplitate, solitudine, mărturisirea păcatelor, contemplare. Ei, dacă pentru noi sună străin mediul
catolic și cel ortodox au o tradiție deja milenară toate experiențele astea. Observați, e un mare pericol să mergi cu etichetări din astea religioase, să nu cauți esența lucrurilor în care Dumnezeu a vorbit și te poate inspira, te poate călăuzi. Și descoperirea și descătușarea acestei bogății incredibile de resurse pe care Dumnezeu le-a lăsat în bătătura creștinismului mi se pare absolut fabuloasă. Și la asta se referă revendicarea. Să știi să te întorci mereu și mereu la anumite lucruri care te ajută în momentul, în etapa, în anotimpul din viață prin care treci, prin care te afli. Vă dați seama, gândindu-ne la tezaurul Scripturii de 1500 de ani de mărturii și de experiențe cu Dumnezeu, ce risc ne asumăm să zicem, pa, nu ne interesează, e prea mult, prea obositor. De ce credeți că studiem într-un an o carte din Vechiul Testament, în anul următor o carte din Noul Testament? Pentru că trebuie să cunoaștem tot planul lui Dumnezeu. Și în momentul în care simți că vibrează cu viața ta, lucrul ăsta îți dă încurajarea de care ai nevoie. Un al cincilea instrument în strunirea gândirii aceste încurajări înspre onestitate. Prin încurajare, oamenii la care am învățat cel mai mult au fost oamenii onești, sinceri cu valorile, trăirile, emoțiile, îndoielile, sentimentele și greșelile lor. De ce le spune Hristos din start? Să nu vă spăimântați. Observați ce cuvânt viu și cuvânt delicat. Deci nu vorbește să nu vă fie așa un pic teamă. Spaima e forma maximă, mai ales în fața apocalipsei și a lucrurilor finale. Să nu vă spăimântați. Pentru că recunoaște vulnerabilitatea noastră. Să-ți recunoști vulnerabilitatea nu înseamnă că ai o problemă. De ce crezi că este un instrument atât de redutabil în strunirea judecății și modelarea caracterului? Simplu. Onestitatea e singura atitudine care te ajută să faci ajustările de parcurs. Să spui ceva nu merge, ce e de făcut? La asta ne invită Hristos, la această încurajare a onestității în viața personală și în viața comunitară. Și 7, în loc de rugăciune intenționată am pus prin conștientizare, fiindcă de multe ori gândul acesta îți convins, anumite cuvinte din mediul nostru te lasă rece, nu te inspiră. Când auzi cuvântul rugăciune, nu știu cât de provocat ești. Hristos spune la final, luați seama, vegheați și, observați, primul cuvânt prin care îți deschide înțelesul vegherii, e rugăciunea. Căci nu știți când va veni vremea aceea. Cum te ajută rugăciunea să te pregătești pentru faptul că nu știi nici ceasul, nici ziua în care vine Fiul omului. Un om care m-a ajutat să redescopăr rugăciunea a fost fratele Laurențiu al Învierii. El vorbește despre voia lui Dumnezeu în practica cotidiană, în rutina zilnică. Și îți arată că te poți întâlni cu Dumnezeu și în responsabilitățile birocratice și prin faptul că îi spui lui Dumnezeu, Doamne, uite, nu știu cum o scot la capăt astăzi. Astea sunt problemele, copiii zrăciți, stresul care mă copleșește. Să faci din orice detaliu care îți creează neliniște, cum zice Pavel în Filipeni 4, să intri într-o conversație cu Dumnezeu, să-L implici, să integrezi tot ceea ce faci într-o stare de spiritualitate și de apropiere. Ei, lucrul ăsta te ajută să înțelegi că de fapt rugăciunea e o stare de conștiență, de veghe, de receptivitate și de atenție sporită cu Dumnezeu în ceea ce te așteaptă. Nu o să uit niște cunoștințe de la al doilea împărtășau, au zis, a fost ciudat contrastul ăsta pe care mi l-au zis. Aveau o problemă, simțeau că nu reușesc. Simțea așa un stres duminica cu privire la ziua de luni, la ceea ce le stătea în față și au pus capul pe birou acolo și s-a rugat. Au zis, Doamne, numai Tu mă poți ajuta. Au zis că în 15 minute problema s-a rezolvat. Apoi privea cu așa, cu superioritate, au zis, problemele astea n-am cum să nu le rezolv imediat. Și s-o trezit că s-o împotmolit în ele în ziua respectivă și poate și în zilele următoare. Observați? Poate că un secret în viața noastră e să îl implicăm pe Dumnezeu în absolut toate lucrurile banale, cotidiene ale vieții noastre.
Iată așadar cum arată chitul de supraviețuire în fața măgirii. Prin întrebuințare, ascultare, deliberare, atașare, revendicare, încurajare, conștientizare. Simultan trebuie să ne dezvoltăm mai multe deprinderi, ceea ce, după cum știm, nu-i chiar atât de simplu. Tu cum stai cu chitul de supraviețuire? Ce elemente din listă simți că îți lipsesc sau din desagă? Dar oarecum ne ferim de pericolul autoamăgirii? După cum ne putem da seama, e mult mai subtil. De ce? Pentru că cei mai mulți vedem amenințarea venind din exterior. Nici de cum din propria inimă. Deznădăjduirea și păcătoasă, cum numește Ieremia. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești, veți fi urâți de toți. Fratele va da la moarte pe frate. Și așa mai departe. Dar cine va? Ăsta e cuvântul care captează remediul. Va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Oare de ce are nevoie răbdarea noastră ca să putem să o scoatem cu bine la capăt? Dacă deprinderea în arta discernământului este remediul în fața măgirii, cunoașterea autentică de Dumnezeu și de sine este soluția în fața autoamăgirii. Daniel 11:32 ne lasă un gând încurajator. Dar, nu zice despre toți, dar aceia din poporul lui Dumnezeu care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Unul din exemplele mele favorite din Biblie, dacă poate fi numit un exemplu, este patriarhul Iacov. Înșelătorul sau cel ce ține de călcăi. Apropo, cartea Geneza mi-a furnizat una dintre cele mai mari surprize ever. Pentru că prezintă protagoniștii în niște tușe atât de oneste și de realiste. Nu știu dacă noi avem curajul, și observați discrepanța, să vorbim despre noi atât de realist, și cu bune și cu rele. Deși Dumnezeu iese în cale imediat după ce își înșală fratele pe Esau pentru a doua oară, suflându-i de sub nas dreptul de întâi născut, cum poate Dumnezeu să îi se descopere, să-i spună, te voi binecuvânta, voi avea grijă de tine? Ei, trebuie să treacă 20 de ani. După 20 de ani se întoarce, trimite vorbă fratelui său, Geneza capitolul 32, și fratele său îl întâmpină cu 400 de oameni, vine înaintea lui și îl apucă frica. Observați, timpul nu rezolvă întotdeauna lucrurile și mai învățăm ceva. Până nu intri pe acel făgaș în care simți fiorul morții și că ceva cumplit se poate întâmpla, nu te schimbi, nu intri în contact cu momentele definitorii ale vieții și ale umblării tale cu Dumnezeu. Până dimineață o ființă supranaturală se luptă cu el. Momentul de descătușare e o întrebare atât de simplă încât mulți trecem peste ea. Care e întrebarea de la care pleacă explozia și transformarea vieții lui? Care îți este numele? Ce, nu știa Dumnezeu cum îl cheamă? Observați cine trebuia să conștientizeze. Eu sunt la care ține de călcâi, care o viață am vrut să iau fața altora, să fiu primul, să nu contează, cal peste orice, ca să ies înainte. Oh, nu te vei mai numi Iacov, ci te vei numi Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oamenii și este biruitor. Ciudată biruință, că lovește la nervul sciatic, la închietură și își căpătează tot restul vieții lui după această experiență. Halal, binecuvântare. Însă imaginea vizuală a unei vieți zdrobite de harul lui Dumnezeu, în care recunoști că numai prin El poți să înaintezi. Știți care e detaliul la sfârșitul capitolului 32? Pentru prima dată nu se mai adresează Dumnezeu de care se temea Isaac, ci El Elohe Israel. Domnul este Dumnezeul lui Israel.
Geneza 32, 31. Iacov a pus locul lui acelui numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și am scăpat cu viața. Se ridică părul pe tine când citești cuvintele astea. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov și căpăta. Iată cele două lucruri pe care le învăț. Nu putem deveni o binecuvântare pentru alții decât în măsura în care ajungem să-L privim pe Dumnezeu față în față. Și nu-L putem privi pe Dumnezeu față în față fără să ne vedem sinele nostru adevărat. În momentul în care Iacov se vede ca un înșelător, la un nivel profund iese la iveală identitatea dumnezeiască cristică. Un om care luptă și care iese biruitor scapă cu viața. Marea problemă în contextul evanghelic e că avem impresia că după ce ne-am botezat, la revedere, toate lucrurile vor fi liniștite, fără surprize, fără ispite. Metafora definitorie a creștinismului e metafora căii, a alergării, a umblării, a călătoriei, care presupune pericole și surprize neașteptate pe drum. Cât atenție, receptivitate și răbdare. Ne întorcem la cuvântul acesta despre care vorbește Hristos. Există în cunoașterea mea de Dumnezeu și de sine. Asta te ține. Asta te scoate la liman. Cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea acelor aspecte incomode din noi. Poate că asta ne ajută să ne reglăm și relația cu cei de lângă noi. Lucian Blaga spunea să nu te ceri niciodată mai mult cu alții decât o faci cu tine însuți. Observați unde apare dezechilibru. În momentul în care ăla la alt îi devină, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de contextul de la locul de muncă, în care vezi mereu numai problemele altora, înseamnă că ești într-o relație defectuoasă cu sinele tău. Că nu se întâmplă acolo ceea ce poate ar vrea Dumnezeu. Dar cum rămâne cu pericolul dezamăgirii? Marcu 13, de la 30 la 33. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă căci nu știți când va veni vremea aceea. Poate că acestea sunt versetele care ne pun cel mai mult în încurcătură. Despre ce generație e vorba? Despre a lor sau despre a noastră? Câtă credibilitate mai pot avea cuvintele lui Hristos? Cerul și pământul vor trece. Ce ne facem cu partea supărătoare ca a doua persoană din Sfânta Treime nu știe clipa, ceasul despre care vorbește? Ce sens să mai aibă acest de la urmă, luați seama, din moment ce nimeni nu cunoaște clipa revenirii lui Iisus Hristos pe norii cerului? Păi dacă ne uităm cu atenție, vedem că până la versetul 23 putem spune că toate indiciile sau semnele pot fi bifate că s-au împlinit. Dacă nu mă crezi, recitește acasă și uite-te, războaie, tulburări, foamete, calamități, persecuții, urăciunea pustirii. Se referă la mesajul profetic din Daniel, care s-a întâmplat în vremea lui Antiochus Epifanes, obsedat de elenizarea evreității, sfârșește prin a sacrifica un porc pe altarul de la Ierusalim. Momentul de desacralizare suprem, care este reeditat în anul 70 de către romani, într-o altă formă. Un mesaj cât se poate de clar. Nuanțarea este formidabilă aici. Rugați-vă ca să nu fie iarna, se gândește la femeile însărcinate. Și un detaliu care mie mi-a creat așa o emoție pozitivă. Au zis, dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele astea, se referă atunci, la anii 70, în perioada respectivă. E vorba de o generație, 40 de ani, în momentul în care Hristos vorbește, până la finalizare, în anul 70. Cum se gândește dacă n-ar fi scurtat zilele astea pentru cei aleși? Observați, chiar dacă vorbește despre judecată, dureroasă, aspră, Dumnezeu lucrează cu nuanțe. Se gândește la tine, exact cum avem cazul Sunamitei din ce am studiat în seria Monarhia. Vine Elisei la ea și îi spune, femeie, ce ar fi să mergi pentru câțiva ani în străinătate?
Dumnezeu aduce pedeapsă peste poporul său. Observați, și totul pleacă de la faptul că ea are o preocupare ciudată. Omul ăsta lui Dumnezeu tot vine pe aici. Hai să îi facem bine, hai să facem ceva pentru a-L invita pe Dumnezeu în proximitate. Șocul e că și când se întoarce, pământurile nu mai erau, tot ce agonisise, se întoarce exact în momentul ăla. Ce ciudățenie, nu? Ce coincidență. Împăratul vorbește cu Gehazi și a zis, mai spunem din minunile pe care le-a făcut Elisei. Și exact îi pomenește despre femeia al cărei fiu a fost înviat. Și intră femeia și își primește înapoi toate celelalte lucruri. Ce regie! Observați nuanțele cu care lucrează Dumnezeu în mijlocul pedepselor, a amenințărilor cu privire la judecată. Chiar și vestirea Evangheliei până la marginile pământului poate fi reperată. Coloseni 1:23, Apostolul Pavel spune, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei, pe care ați auzit-o și care a fost propovăită oricărei făpturi de sub cer. Nu în sensul că fiecare om a auzit cuvântul lui Dumnezeu, ci în sensul că oamenii au fost expuși cu atât mai mult astăzi, dacă e să ne gândim. Singurul lucru care nu s-a împlinit este acel cataclism cosmic și venirea lui Iisus pe norii cerului. Și cele două sunt legate unul de celălalt. Îngăduiți-mi să citesc pentru claritate. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, lumina nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la Smochin prin exemplul lui. Fie că te gândești la faptul că în momentul în care înfrunzește, știi că nu mai mult până la roadă, fie că are și încărcătura simbolică legată de poporul Israel și lucrurile acestea. Tot așa când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Ce vrei mai clar de atât? Confuzia apare prin faptul că aceste semne se repetă de-a lungul istoriei și generațiilor, războaie, vești de războaie, cutremure și așa mai departe. Pe această spirală profetică nu face decât să ne reamintească, ele s-au împlinit și Dumnezeu ne reamintește că să fim pregătiți. Un autor care face o analiză superbă cu privire la geopolitică, Francis Fukuyama, Sfârșitul istoriei și ultimul om, prezintă surprinzător democrația ca cumva stadiul final pe care umanitatea îl atinge. Se poate vedea și prin aspectul ăsta de universalizare, prin faptul că tot mai multe culturi apelează, încearcă să ajungă la secretul pe care civilizația l-a dobândit. Însă n-am putut să nu fac o legătură superbă cu ceea ce spune Apostolul Pavel. Starea asta de bine, de bunăstare, cât poate fi de anesteziantă și de periculoasă. 1 Tesaloniceni 5:1-3. Cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că venirea Domnului va fi, două comparații, ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Două comparații năucitoare. Nu știu dacă ai avut parte să-ți intre cineva în casă, să-ți vezi casa răvășită. Asta arată surpriza, uluirea pe care o trăiești la un moment de genul ăsta. Nimeni nu se așteaptă, toate momentele astea sunt absolut surprinzătoare. Gândiți-vă la Raheem Sterling. Trebuie să plece din Qatar acasă pentru că i-au spart casa în care locuia. Sunt lucruri mai importante, vedeți, decât ceea ce se întâmplă. Sau adu-ți aminte, spune textul, la primul copil care ți s-a născut în familie, deși te-ai pregătit 9 luni de zile. În momentul în care soția te-a trezit, au început contracțiile, v-ați dus imediat la spital. Ei, din nou e o imagine superbă, surprinde ambele aspecte. Surprinde elementul de pregătire, de anticipație și momentul declanșator care vine pe nepusă masă. Oare ce înțelegem noi din cele trei amenințări pe care le-am parcurs? Dacă pericolul amăgirii poate fi anihilat prin discernământ, primejdia autoamăgirii printr-o cunoaștere genuină de Dumnezeu și de sine, pericolul dezamăgirii prin reamintirea faptului că trăim cu ziua.
Doamne, cât ne-ar place să știm că vine săptămâna viitoare, peste o lună. Nu mă interesează cum interpretează alții versetele astea. Că e vorba de chenoza lui Hristos, care renunță la anumite... Hristos nu intenționează, dacă ar fi vrut, ne-ar fi explicat. Da, o consideră că nu e nevoie de explicația asta. Singura explicație pe care o accept ne spune îi o taină sub stăpânirea lui Dumnezeu. Nu ți-a ajuns lucrul ăsta? Te-ar ajuta să știi că vine peste o săptămână, peste o lună? Cred că ne-am pune în pericol de multe ori. Ne aducem aminte cei care am crescut poate cu cheia la gât, în momentul în care se apropia ora să vină mama sau tata, bă, vine mama, tata, imediat, curățenie, aranjări, pregătirile de rigoare. Finalul discursului e marcat de o insistență iritantă pe tema vegherii. Versetele 33, 34, 35, 37. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea. Este ca atunci când un om plecat într-o călătorie își lasă casa, de robilor săi putere, arată fiecăruia care-i datoria lui. Foarte interesant și ciudat, vegherea după rugăciune îi tradusă prin responsabilitate la locul de muncă, prin conectarea ta cu realitatea și cu sentimentul misiunii tale. Spune portarului să vegheze. Vegheați deci, pentru că nu știți când vine stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind pe neașteptate să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați! Obligatoriu acest cuvânt trebuie înțeles prin intermediul rugăciunii, muncitorului, portarului și iminenței întoarcerii subite a stăpânului, a somnului și apoi, adică, a indiferenței. În momentul în care dormi, ești rupt de realitate, nu mai ești în stare de veghe. La asta se referă imaginea să nu vă prindă dormind, nu în sensul că ar trebui să stăm treji și să nu mai ne împlinim somnul. Cu alte cuvinte, simultan mesajul de la final te obligă să-ți însușești vegherea prin intermediul rugăciunii, responsabilității și conștientizării. Cineva spunea foarte frumos la una din întâlnirile de la grup, să trăiești ca și cum stăpânul ar fi venit. Doamne, greu-i lucrul ăsta. Nu pot să nu amintesc aici la această invitație de a trăi cu ziua. Exemplu favorit legat de Francis din Assisi. Întrebat într-o zi, era un om care iubea natura în grădină, ce ai face dacă știi că în 10 minute mori? Aș căuta să termin brazna asta. Înainte de pandemie se tot vorbea, care-s planurile tale pe următorii 10 ani? Deci era așa un trend la toate seminariile de dezvoltare personală. Și pandemia ne-a dat în cap cu toate și ne-a arătat că cel mai important mecanism psihic, ca să faci, să o scoți la capăt, e rutina aia zilnică pe care o ai, care te întreține, brazda ta, responsabilitatea zilnică care îți face bine ție și celui de lângă tine. Vegheați este o triplă invitație la a ne conecta cu Dumnezeu, cu sentimentul misiunii și cu realitatea. Când a fost ultima dată în Italia, imediat ce am aterizat, cel care m-a așteptat m-a întrebat ce vrei. Și am zis, nu simt că am ajuns în Italia dacă nu beau o cafea. Ne-am așezat împreună și recunosc că nu m-am așteptat. A început să-mi povestească câți frați cum au ajuns în Italia. Și dintr-o dată am plonjat într-o realitate care și acum îmi dă fiori. Povestea despre fratele lui, tot în Italia, care a ajuns, a murit la 44 de ani. Cumva nu s-a simțit bine, a fost la medic, a avut o infecție la rinichi. Medicii au repetat, vezi să nu uiți să vii la control, o uitat, o neglijat, așa cum suntem noi oamenii, și s-a trezit că o recidivat, s-a extins la ficat, de la ficat în alte părți ale corpului și în cele din urmă au realizat că nu mai are scăpare. Foarte interesant, vine dintr-o familie de credincioși, însă o viață au dat ignor la dimensiunea asta.
Și nu putea scăpa de un mesaj. Doamne, este un alt lucru care mă uimește, cu anumite detalii, te amprentează în viață. Un mesaj de pe oglindă de la sora sa din Italia. Rugăciunea schimbă totul. Îl sună sora lui, în ultima, pe ultimul 100 de metri, ce faci? Zice, încerc să trece, scrie la tine pe oglindă. Toți cei care l-au cunoscut, membrii familiei, oameni din afară, au rămas uimiți de miracolul care s-a produs în viața acestui bărbat. Era pur și simplu o adevărată explozie de speranță și de încurajare. Să știi că-ți ticăie ceasul. Nu este marele miracol al trăirii cu ziua. Nu-ți pese că mai ai un an, că mai ai o zi, că mai ai ceasul. Foarte rar am întâlnit oameni de genul ăsta. Și cred că undeva se scrie o carte care adună toate miracolele astea pe care le trăim fiecare dintre noi într-un fel sau altul. Dar observați, rugăciunea până la urmă nu e o pierdere de timp. Vai de noi dacă ajungem aici. Hristos îți spune, crede în puterea rugăciunii. Rugăciunea schimbă totul. Și omul acesta demonstrează că poți fi schimbat, făcut un om nou în momentul în care înțelegi că trăiești cu ziua. Foarte interesant, sensul din original al cuvântului, luați seama, băgați de seamă, vegheați, vedeți să nu vă fraierească cineva, vedeți să nu vă înșelați voi, vedeți să nu vă fure cineva cu ceasul, cu ziua. În spatele celor trei avertizări se ascund cele trei daruri nebănuite ale lui Hristos. Mai întâi le spune, vedeți să nu vă pierdeți judecata, conectarea și bunul simț. Bunul simț îți spune că nu trebuie să știi ceasul și că oricine îndrăznește să facă lucrul ăsta își pune în pericol viața lui și a celor de lângă el. Însă în spatele celor trei avertizări Hristos ne lasă. Vedeți, darurile lui Dumnezeu se ascund uneori într-un mod nebănuit, în locuri neașteptate. Darul discernământului, darul descoperirii și darul zilei. Cel mai frumos dar pe care Dumnezeu ne-l face e că ne-a mai oferit o zi. Arta discernământului, cunoașterea lui Dumnezeu și a sinelui nostru, reamintirea faptului că trăim cu ziua. Cât preț punem noi pe aceste daruri? Haideți să plecăm inimile noastre înaintea lui Dumnezeu. Cea mai potrivită invitație pe care o găsesc este cea lăsată în Psalmul 11. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește sălnicia. Peste cei răi plouă cărbun, foc și pucioasă, un vânt ocoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Oare chiar ăsta să fie adevărul, că suntem furați de ceea ce izbește privirile? Sau ne vom lăsa ghidați de Domnul Iisus înspre inima realității? Pentru tine rugăciunea mai schimbă ceva? Care-i brazda ta? Și cât de receptiv sunt față de ceea ce se întâmplă în jur și în voia Tatălui din cer? Privește cerul!